Dezastru ecologic în satul Soltănești, raionul Nisporeni. În extravilanul localității poate fi observat un tablou dezolant cu tot felul de deșeuri, începând de la sticle din plastic, pungi, conserve, scutece și finisând cu tehnică uzată sau resturi de la materiale de construcții. Gunoiște a ajuns să fie amplasată aici după ce Consiliul Sătesc a aprobat o decizie ca oamenii să poată să-și evacueze deșeurile într-o groapă de la marginea localității. Însă resturile menajere sunt aruncate de localnici unde vor ei. Inspectorii pentru protecția mediului Nisporeni au înaintat prescripții primarului pentru ca să soluționeze problema ecologică. Însă acesta deocamdată nu a dat niciun răspuns. Această gunoiște este amplasată aici de consilierii locali conform deciziei Consiliului Local. S-a ales acest amplasament din considerate că este o groapă, nu este un loc binevenit pentru cetățeni că este lângă drumul central. Nu sunt respectate toate cerințele sanitare și ecologice. Potrivit inspectorilor pentru protecția mediului Nisporeni, primarul localității ar putea fi amendat pentru că nu a întreprins măsurile de rigoare pentru ca deșeurile să nu fie aruncate la întâmplare. În urma unui act de inspectare au fost predate careva prescripții. Dumnealui, neîndeplinind aceste prescripții, va fi sancționat conform articolul 154 alineatul 11, neîndeplinirea și neglijirea pentru depozitarea deșeurilor. Va fi sancționat de la 30 până la 60 unități convenționale. Și asta nu e tot. Dacă acum câțiva ani în localitate era doar o gunoiște improvizată, în prezent sunt tocmai trei. Culmea este că soluții civilizate încă nu pot fi găsite. Noi, în altă parte, n-avem unii să o mutăm. Dacă ar să o împlea asta, așa, cum n-ați mai avem unde pune, oamenii și nu știu unde să mai ducă gunoi. Oamenii s-au învățat că înainte făceau hăți cu din chirpici, dacă știu cine înseamnă chirpici, și am o strecă și fac din cotileți și tot pământul ăsta tot acolo îl duce și vă spun că 3, 4, 5 ani de zile ar să încă și nu știu unde să mai ducă. Că noi de fapt lucrăm cu bărbăieni, cu grozești, să trecem împrejur, poate pe viitor vom face o gunoiște comun împreună, care separăm plasul de o parte, ceea de o parte și cred că pe viitor ar fi alți povesti. Primarul spune că locuitorii din sat nu sunt singurii care aduc deșeurile la gunoiștile din Soltănești, dar vin și cei din localitățile vecine. Vin de Valea Cristelilor, din Bărboieni, din Grozești, poate și din Zberoaia, am mai prins, și degeaba în aceste lucruri. Totuși, inspectorii pentru protecția mediului susțin că ține de competența primarului ca să interzică cetățenilor să arunce deșeurile în locuri neautorizate. Domnul primar ar fi trebuit să informeze cetățenii pentru că este interzisă depozitarea în orice loc neautorizat pe teritoriul satului Soltănești. Gunoiști neautorizate sau stihinice pe întreg raionul sunt foarte multe. Noi încercăm în măsura posibilităților de a da careva prescripții domnilor primari. Cu părere de rău, mulți primari nu se conformează cerințelor ecologice sau de mediu și urmează a fi sancționați conform codului contravențional. La rândul lor, localnicii recunosc că aruncă gunoiul la întâmplare, dar nu au o altă soluție. Da, trebuie și eu gunoi, știu. Undeva trebuie de dus gunoiul și ala. Nevastru, unde îl duceți? La gunoi acolo. Da, unde să-l ducem? Dăm foc, amendează. Da, unde să-l ducem? Pe marginea drumului? Nu se poate. Da, unde să-l punem? De acolo era bordă de făcut gunoiul. Dar alții dau drept în margine și ajung prin câmpuri. Ca care e problema? Dumneavoastră unde duceți gunoiul? Da, unde? Nu prea avem multe animale și nu prea avem așa. Îl pun în grădine să îngrășe pământul. În satul Soltănești locuiesc 1557 de oameni. Precizăm că de la începutul anului 18 persoane fizice din raionul Nisporeni și o persoană cu funcție de răspundere au fost amendate pentru că nu au aruncat deșeuri în locuri neautorizate.